Bună seara, vă spun tuturor și mă bucur că ne regăsim încă în sezonul vacanțelor. Și pentru că ne aflăm în sezonul vacanțelor, în seara aceasta am pregătit un material pentru dumneavoastră pentru a vedea ce este nevoie să luăm în bagajul nostru, indiferent dacă plecăm la mare sau la munte, și cum putem să facem acest lucru utilizând, bineînțeles, produse din propria noastră afacere. Așadar, fie că plecăm la munte sau la mare, ce produse ar trebui să fie nelipsite din bagajul nostru? De ce este mai important să ne păstrăm sănătatea în vacanță? Pentru că și cu acum, în această perioadă, cu atât mai mult investim emoție și bani, apoi starea de bine este dată în primul rând de starea de sănătate. Dacă nu avem stare de sănătate, nu avem cum să ne simțim bine. Toate acestea înseamnă stare de bine, înseamnă că ne dorim să cheltuim banii pe care ni-am bugetat pentru vacanță strict pentru lucruri frumoase și nu ne dorim să cheltuim bani suplimentari în vacanță și în niciun caz pe aspecte de deficiențe de sănătate. Ne dorim să petrecem fiecare secundă cu cei dragi și de aceea ne dorim, repet, să avem o stare de bine. Ce surprize pot apărea în vacanță? Păi, mâncăm în sistemul public, pot apărea și mici incidente alimentare din cauza căldurii, apoi expunere excesivă la soare, insolații și arsuri. Apoi, dacă mergem pe munte sau petrecem timp mai mult, timp în aer liber, înseamnă că există posibilitatea să facem exces de mișcare, să avem traumatisme minore, să ne lovim, să ne julim, să mai călcăm strâmb și să mai apară o luxație sau o entorsă, febră musculară. Toate acestea mai pot apare pe parcursul vacanței atunci sau atunci când petrecem în aer liber. De asemenea, înțepăturile de insecte, și mă gândesc acum că în vara aceasta n-am reușit deloc să mergem la pescuit și nu ne place să mergem la pescuit, insectele sunt un lucru care deranjează foarte tare. Acum chiar și o glumă pun, zilele trecute am citit o glumă în care spunea că nu o să-l iert niciodată pe Noie, că a salvat o pereche de țânțari. Da, deci avem un aspect destul de important legat de insecte. Deci, hai să vedem ce conține de obicei bagajul de vacanță pentru sănătate. Conține acea trusă de prim ajutor pe care cu toții o știm, cu fece, cu leucoplaste, cu antitermice, cu minimum de aliment, de medicamente de care am avea nevoie ca să rezolvăm rapid, așa, fără, cum se zice, prescripție medicală, fără anumite aspecte strict mici funcționale. Suplimentele alimentare, da, nu trebuie să uităm de ele nici în vacanță. Și ziceam ceva pentru protecția împotriva insectelor. Bineînțeles că în bagajul de vacanță mai punem și aspectele de tip cosmetic și de îngrijire personală pentru ea și pentru el. Deci, inclusiv acestea reprezintă ceva în volumul bagajului nostru de vacanță. Hai să vedem ce conține de obicei trusa de prim ajutor și aici am pus inclusiv cu niște estimări de costuri. Păi, un antitermic, un antibiotic de tip tablete sau cremă care să, normal, în acord cu medicul de familie, practică, păstrăm legătura cu el, și dar să avem totuși cu noi antibioticele respective, un antidiareic, invers, un laxativ, un antiinflamator,
O cremă relaxantă. Ce mai luăm? Pentru digestie. Mai luăm un antiflatulent, mai luăm enzime pancreatice, săruri biliare, ca să ne mai gestionăm senzația de foame și să nu mai mâncăm atât de mult în vacanță, supliment pe bază de crom. Ce mai luăm? Dezinfectant general, un antiseptic nazofaringian, o soluție otică, mai ales dacă mergem la mare și ne mai intră vreun pic de apă în ureche, o loțiune după plajă, o soluție pentru arsuri, o loțiune pentru întreținerea părului, pentru că da, părul se deshidratează și devine inaspectos și țepos când îl expunem mai mult la soare și dacă îl mai expunem și la apa mării. Toate acestea costă bani, adunate împreună costă suficient de mult. Și hai să vedem mai departe. Trusa cosmetică și de îngrijire pentru ea. Conține minimum de lucruri de îngrijire, un deodorant, un săpun, o pastă de dinți, un șampon, un condiționer, bineînțeles și periuța de dinți. Și mai conține de obicei, noi avem mai multe borcanele și mai multe chestii, că avem și un demachiant, avem și o chestie pentru mâini, avem și ceva pentru antirid, avem și o mască, avem și o loțiune tonică, avem mai multe lucruri de îngrijire, cotonete, demachiante și așa mai departe. Ce conține trusa cosmetică și de îngrijire pentru el? Un pic mai simpluțe lucrurile, da? Șamponul, condiționerul, pasta de dinți, săpunul, deodorantul și pentru el o cremă și pentru el poate o loțiune din aceasta de tip facial, crema de bărbierit și, bineînțeles, aparatul de bărbierit. Cum putem să reducem cât mai mult din volumul bagajului în această privință? Păi hai să facem în felul următor. Ne gândim la produse care să fie versatile, adică un produs pe care să îl am să poată fi utilizat în mai multe scopuri, da? Deci un anumit produs să avem, deci o cremă care să poată, de exemplu, o cremă care să poată fi bună și pentru ten, o cremă care să poată fi bună și pentru mâini, o cremă care să poată fi bună și pentru corp, astfel încât să mai reducem din cantitate și din bagajul, din bagajul respectiv. Mai departe, recipientele să fie mai mici, să putem să punem din șamponul mare într-un recipient mai mic, să luăm demachiantul în recipiente mai mici, apoi să avem produse, le zic eu, unisex, adică să poată fi folosite și de el și de ea, adică crema pe care o folosesc eu să poată folosi și el, deodorantul care, na, e o chestie intimă, fiecare să aibă deodorantul lui, dar în principiu deodorantul, cu cât este unisex, poate fi folosit și de unul și de celălalt. Pasta de dinți să fie la fel și pentru unul și pentru celălalt. Nu să fie una antitartru, alta de arbire, alta de îngrijirea gingiilor. Deci o pastă de dinți care să poată cupla toate. Pentru sănătate și energie în vacanță. Eu aici am pus câteva lucruri care să ne ajute și am pus minimum minimorum de suplimente și am mai pus un lucru. Cele pe care le putem lua foarte ușor în bagajul nostru. Și aici am ales pe anumite criterii. Le-am ales pe cele care compoziție, beneficii versus transport, să avem cele mai multe beneficii la volum minim în bagajul nostru și, bineînțeles, și la costuri mai eficiente. Și avem mini-gelurile de aloe, avem Super Greens, Argi Plus, Cardio Health Fiber, care sunt pliculețe și nu trebuie să iei tot ambalajul mare cu tine, îți iei doar cât ai nevoie. Avem Fabu, care să ne ajute să ne păstrăm energia. Acum am văzut că au închis terasele la un anumit reper orar, dar ca să avem sănătate și energie concomitent. Și bineînțeles, minimum ce avem nevoie, Protecting Day Lotion, Aloe Lips și Mini Aloe First, pe care să-l avem în geanta de plajă. Deci aceste lucruri le putem avea în geanta de plajă, aloe sunscreen-ul de asemenea este absolut esențial. Fast Break pe care să-l avem pentru a avea partea de gustărică. În bagajul de mers pe munte,
mountain bike, de plimbări în aer liber, nu trebuie să lipsească, bineînțeles, porția de energie. Și aici avem gelul de aloe cu argi, cu cardio health și cu super greens, care să le punem în mini aloe și deja să le putem lua. Să avem mini aloe first, protecting day lotion, pentru că ne expunem mai mult fața și brațele și foarte puțin din restul de piele. Și bineînțeles, pentru energie, Fabul și Fabix. Pentru mers pe munte mai mult și nu doar așa câteva ore în aer liber, avem bineînțeles nevoie și de suplimente să ni le luăm și atenție, avem această cutiuță minune în care ne putem pune minimum de elemente de care avem nevoie și ce mai obținem? Obținem și branduirea noastră. Pentru că omul când vede cutiuța respectivă și este vulturul pe ea făcută, aceste lucruri apar foarte bine ca și elemente de a stârni curiozitatea celor din jur și a putea să deschidă deja mai departe discuția. Deci eu vă spun cum mi s-a întâmplat, ceva la modul, vai, da, ești bolnavă, de ce iei pastilele respective? A, nu, nu sunt bolnavă, tocmai le iau ca să nu ajung să fiu bolnavă. Sănătate și hidratare și în vacanță. Categoric o vom obține și suntem recunoscători că avem aceste mini-geluri și că avem aceste trei formule și nu avem doar gelul simplu. Oricum, eu îl ador, gelul simplu este preferatul meu și chiar aș fi bucuroasă să-mi scrieți în chat fiecare dintre voi care este mini-aloiele preferat. Eu v-am zis, îl prefer pe cel galben obișnuit. Sunt o persoană care îmi plac alimentele cu gust acrișor amărui și celelalte sunt folosite. De ce să folosim gelul de aloe vera? Pentru că el este cel mai complet aliment și, repet, vorbim de aliment, mai primesc încă răspunsuri și întrebări de la dumneavoastră. Cu beau gelul de aloe vera, o linguriță, după care stau pe partea dreaptă, mai iau la prânz în cu altă linguriță și stau pe stânga. Dragii mei, puneți bidonașul la gură și beți-l pe toți, pentru că aveți un super aliment acolo și deja pe plajă nu mai trebuie să stai să te duci la împinge tava, poți deja să-ți primești și nutrienții de care ai nevoie, măcar până când ajungi la masa de prânz, fără să trebuiască să-ți umpli stomacul ca să poți să înnoți și să te plimbi sau poți să mergi pe munte și concomitent să ai și energie. De ce? Pentru că spuneam că avem niște super elemente nutritive în gelul de aloe vera. Și mini-aloele te ajută să nu pui în bagaj și să fie nevoie să cari ditai bidonul cu tine și să bei o cantitate optimă de elemente nutritive. Ba mai mult, în această perioadă, ca să zicem așa, cu provocări, cu suișuri și coborâșuri și în informații și în aspectele legate de sănătate, vitamina C, pe care o avem ca și unic conservant în gelul de aloe și, atenție, la 143 de mililitri de gel de aloe, deja avem doza zilnic recomandată de vitamina C și, bineînțeles, acesta este un element extrem de important pentru menținerea sănătății. Avem nevoie, spuneam, de hidratare, de aspect reconfortant, de gust plăcut, de arome de vacanță, de arome plăcute. Aloe Blossom Herbal Tea nu numai că vine cu aceste arome și cu parfumul de vacanță, ci vine și cu elementele antioxidante absolut necesare atunci când depunem efort, de exemplu atunci când mergem pe munte, atunci când depunem efortul pe care îl avem când stăm la plajă și ne expunem la soare, când stăm și când mergem și notăm. Acestea sunt absolut importante să ne protejăm cu antioxidanți. Și Aloe Blossom Herbal Tea, dacă îi mai pui și 2-3 frunzulițe de mentă, dacă îi mai pui și lămâie din belșug, este o aromă plăcută de vacanță, de prospețime de vacanță,
vacanță de vară, care atunci când vei fi acasă și vei munci, sau când vei fi la birou și vei munci, sau când vei fi în mașină și vei munci, vei putea să ai cu tine ceaiul cu gheață, cu puțină mentă și cu puțină lămâie și să păstrezi aroma vacanței, astfel încât să-ți revine starea de bine și starea de entuziasm și starea de plăcere din vacanță. Pentru că știm cu toții că aromele sunt cele care au un efect important și psihoemoțional la nivelul corpului nostru. Argi Plus este iarăși o opțiune foarte bună de luat în vacanță. Repet, ne aduce toate elementele nutritive și spun din nou că Argi Plus este un supliment alimentar extrem de complex care include 3 grupe de suplimente într-un singur produs. Unul dintre ele este L-arginina, care ne ajută să păstrăm sănătatea arterelor noastre, pentru că în corpul nostru se transformă în oxidul nitric absolut necesar pentru păstrarea sănătății întregului nostru organism. Amestecul de antioxidanți din amestecul de fructe și complexul de vitamine. Avem și recipientul de argi, iarăși te branduiești, fie că te duci la sala de sport, fie că îl scoți din rucsac, fie că îl scoți din geanta de plajă. Cele două împreună, scoase, cum spuneam, din rucsac, din geanta de plajă, din ca și branduire, când le vei scoate, lumea va întreba: ce bei tu acolo? De ce bei tu chestiile alea, zi-mi și mie? Și nu numai că de ce le bei, poți foarte simplu să spui: pentru că le bei, pentru că doar aceste două chestii, dacă spui că n-ai bani în rest, minimum minimorum pentru sănătatea ta sunt acestea două. De ce? Pentru că te ajută să ai absorție digestivă eficientă, un tranzit intestinal, un intestine sănătoasă și asta egal imunitate sănătoasă și protecție împotriva îmbolnăvirilor. Apoi ai circulație optimă la orice nivel, pentru că această circulație vasculară optimă la nivel vascular să poată transporta nutrienții și pe cei pe care îi luăm din alimentație și pe cei pe care îi aducem în plus din suplimente și respectiv din gelul de aloie și din Argi Plus. De ce mai avem nevoie de CardioHealth? Eu am un cocktail trio și uitați-l, l-am aici, Super Greens, Argi Plus, CardioHealth și gelul de aloe vera. Împreună mă ajută să aduc un plus și pentru partea de digestie și pentru partea de energie. CardioHealth-ul este foarte important pentru păstrarea sănătății inimii, are și efect antioxidant, are și efect antiinflamator, are și efect de susținere a contractilității mușchiului miocardic. Super Greens-ul ne ajută, cum spuneam, să avem o digestie excelentă, să ne luăm cele 5 porții de legume și fructe pe care cu certitudine nu le luăm, sau dacă încercăm să le luăm și să le mâncăm, ele clar nu ne aduc elementele nutritive de care avem nevoie absolut suficient. Avem în plus aici și spirulina, care este o sursă foarte bună de proteine. Avem și aloie, care ne ajută să, cu aspectele sale de nutritive și detoxifiante. Avem și magneziu, care să ne ajute pentru starea optimă de bine. Și aici o să vă rog să-mi scrieți în chat, mi-ar face plăcere să găsesc comentariile dumneavoastră când trecem la secțiunea de întrebări, câți dintre dumneavoastră chiar vă luați cele 5 porții de legume și fructe din alimentație și câți dintre dumneavoastră le suplimentați cu produsele Forever? Câți dintre dumneavoastră optați, de exemplu, pentru formula Super Greens și câți dintre dumneavoastră optați pentru formula de Daily sau de Kids? Practic, ai porția de legume și fructe la pachet în pliculețul de Super Greens. Iarăși este absolut foarte bun și eficient să-l iei cu tine în vacanță. Vorbim aici de
Forever Fiber. De ce? Pentru că este clar, nu mâncăm suficient de multe fibre. Și aici să-mi spuneți dumneavoastră dacă mâncați, chiar, dacă reușiți să mâncați suficient de multe fibre. Asta ce înseamnă? Înseamnă cereale, înseamnă pâine integrală, înseamnă legume și leguminoase, care ele vin cu semințe care să vină cu fibrele de rigoare. Forever Fiber nu trebuie să lipsească din bagaj. De ce? Pentru că este și un pliculeț de prim ajutor în caz de probleme digestive. De ce? Ajută și reglează cantitatea de apă în intestin, astfel încât dacă tranzitul intestinal este accelerat datorită unui exces de apă, fibrele absorb excesul de apă și reglează tranzitul, sau invers, dacă apa este prea puțină și apare constipația, Forever Fiber cu cantitatea de fibre ajută la formarea bolului fecal și să ajute la menținerea unui tranzit intestinal sănătos. De asemenea, dacă mai negociezi pe parcursul anului și nu iei o formulă de bacterii sănătoase pentru organismul tău, așa cum avem un Forever Active Pro B, este cazul în concediu să nu mai negociezi acest lucru și să le ai cu tine. De ce? Pentru că favorizează sănătatea sistemului digestiv, sporește absorpția nutrienților și, foarte important, susține funcția imunitară și starea de bine, inclusiv starea psihică de bine a organismului nostru. Ce mai este absolut imperios? Să ai, am zis, antibioticul. Păi, bipropolis este o formulă naturală cu efect antiinfecțios, antimicrobian, antiviral, care este practic un antibiotic pe care îl poți obține fără prescripție medicală. Forever Bipropolis este o formulă foarte pură, nici nu trebuie să ne temem foarte tare pentru persoanele care mai au alergii în acest sens. Și dacă există astfel de persoane la care ne temem că ar putea apărea astfel de aspecte, este bine să începem consumul de propolis cu un sfert de tabletă, jumătate de tabletă crescător. De câte ori scriu propolis, 2-3 tablete, să începeți și să țineți cont de acest aspect. De asemenea, propolisul nu este doar cu efectul său antiinfecțios, natural, ci are și efect antioxidant, de care spuneam că avem, săptămâna trecută am vorbit de antioxidant și spuneam că avem nevoie de efectul antioxidant prin expunerea la soare. De asemenea, are și efect nutritiv, deci este extrem de bogat. Vrem să mâncăm înghețată? Na, atunci ia-ți cu tine Light-ul Ultra, pentru că poți cu 2-3 linguri de iaurt gras și cu o mână de fructe congelate, pe care vorba aceea le găsești pe toate drumurile, în toate supermarketurile, și când vii de la plajă încins sau când vii însetat de pe drumurile și de pe cărările de munte și în parcă ești prea obosit ca să mănânci, atunci îți iei concomitent și înghețata și masa de prânz, utilizând Forever Light-ul Ultra. Fast Break-ul îți oferă energie, îți oferă nutrienți, îți oferă tot ce ai nevoie ca și o gustare sănătoasă, dar fără, cum spuneam, să-ți umple stomacul și să fii greu la înotat în mare sau la alergat pe cărările de munte. Să nu uităm de protecția împotriva razelor de soare agresive. Și să înțelegem că un factor de protecție 30 este absolut suficient și să înțelegem că un produs de protecție solară are capacitatea de a întârzia impactul nociv al razelor ultraviolete și asta face că te poți expune la soare cu o durată mai mare și nu de intensitate mai mare. Deci atunci un spectru de protecție 50, ce rost are să îl iei? Pentru că el nu face altceva decât să-ți mărească timpul când te poți expune la soare. Deci ce înseamnă factorul de protecție? Timpul în care pielea ta se înroșește, de exemplu te înroșești în 10 minute, înmulți cu 50, dacă ar fi factorul de protecție, 50 ori 10 înseamnă 500 de minute. Când, Doamne iartă-mă, stai înșirat 500 de minute la soare ca să
ai nevoie de o protecție cu SPF 50. Produsurile noastre de protecție solară sunt Protecting Day Lotion și acesta este o formulă un pic mai flu și foarte hidratantă. De fapt, este o cremă de îngrijire foarte bună și de hidratare și anti-rid, foarte bună, dar care are în plus și spectrul de protecție SPF complet și pe UVA și pe UVB 20. Aloe sunscreen este de departe vedeta sezonului nostru, fie că te duci la mare, fie că te duci la munte. Avem aici protecție solară sănătoasă, avem protecție solară de mare intensitate, avem protecție solară rezistentă la apă și la transpirație, avem protecție solară care concomitent hidratează, regenerează, protejează, hrănește, asigură protecția prin elemente naturale și datorită mirosului ei specific, pentru că plante, insectelor și animăluțelor nu le place mirosul de aloe, chiar dacă noi nu-l sesizăm în produsul respectiv, sunt prin această modalitate și repelant la insecte. Ce mai avem în bagaj? Păi avem deodorantul, care spuneam că este un deodorant sănătos, nu conține săruri de aluminiu, nu pătează hainele, se poate utiliza și imediat după epilare și are o consistență densă. Ce spuneam că mai punem în bagaj? Pasta de dinți de la noi, care contribuie la curățirea naturală a danturii fără agenți de înălbire și fără agenți abrazivi, calmează țesuturile noi, poate fi destinată și copiilor și adulților, deci nu trebuie să iei și pentru ăla mic o pastă de dinți separată, nu trebuie să iei și pentru prietena ta care e vegetariană o altă pastă de dinți separată și de asemenea este de mare ajutor pentru menținerea igienei orale. Gelul de șamponul cu jojoba simulează foarte bine sebumul uman, curăță foarte bine, calmează și prospătează datorită lavandei, are agenți de spumare natural din nucă de cocos. Iar balsamul din în bază de aloe vera cu complex de vitamine, cu pro, cu proteine hidrolizată, apropo, este și cu arginină, da? Ajută la menținerea sănătății și supleții firului de păr. Ce mai avem? Aftershave-ul, da? Avem nevoie de el, băieții au nevoie că se bărbierește și noi avem nevoie că ne epilăm mai des când suntem la plajă, da? Și putem să-l folosim. Este foarte bine că este în bază de aloe vera și nu conține alcool. În plus, are și efect de hidratare și calmare. Bineînțeles, săpunul, fie că optăm pentru formula lichidă și aici mai ușurăm bagajul, că dacă iei formulă lichidă sau dacă folosești săpunul, șamponul, el este concomitent, poate fi utilizat ca și gel de duș. Aloe hand soap la fel poate fi folosit și ca gel de duș. Avocado face and body soap, dacă optezi și îți place un săpun solid, atunci de asemenea el poate fi folosit și pentru îngrijirea mâinilor și pentru îngrijirea corpului. Și ce este foarte important la cele pe care le-am spus? Deodorantul, șamponul, balsamul, aftershave-ul, gelul de dinți, săpunul. Foarte important, le avem din propria noastră afacere, din propriul nostru magazin, dincolo de calitățile deosebite pe care le au, să ținem cont de acest lucru atunci când optăm. De ce să te duci să cumperi din magazinul de alături când ai produsele din propriul magazin? Apoi, iarăși putem foarte bine să ușurăm bagajul folosind Aloe First, care, datorită proprietăților sale deosebite oferite de cele 11 plante cu efect medicinal și cu propolisul și cu gelul de aloe vera, calmează, dezinfectează, regenerează, cicatrizează și hidratează tot ce este, atenție, piele păr mucoase.
De aceea poate înlocui o grămadă din cele de care ai avea nevoie în trusa ta de prim ajutor. Adică de un antiseptic oral, de un antiseptic nazofaringian, de o soluție de spălat urechi, de o soluție de spălătură vaginală, plus celelalte pe care noi le știam. Tăieturi în țepături, loțiune după soare, loțiune de dat pe firul de păr, că se deshidratează, spuneam, datorită aplicației la soare. Același lucru putem să spunem și despre aloe jelly. El este ca și cum ai avea ghiveciul de aloe cu tine. Este exact gelul de aloe foarte bun și foarte sănătos pentru a fi folosit pentru piele păr mucoase. Lipsul te ajută să ai buzele perfect hidratate, cu efect de gloss. Plus de aceasta poate fi folosit. Ți-a apărut o mică iritație, ți-a o tăietură în țepătură, te-ai înțepat într-un ghimpe, l-ai cu tine și îți este de foarte mare ajutor. Apoi poți opta crema cu propolis, poți să pui ca fiind și crema cu antibiotic și să te ajute pe înțepături de insecte și să-ți calmeze foarte bine, concomitent cu aspectele de hidratare. Și acum, oricare dintre aceste creme, fie că vorbim de cea cu propolis, fie că vorbim de cea mai flu și cu un efect hidratant mai rapid aloe lotion, fie că vorbim de moisturizing lotion, și mi-ar face plăcere să găsesc în comentariile dumneavoastră care formulă o preferați cel mai mult. Eu personal, pentru că am tenul mixt, prefer crema cu propolis în bagajul de vacanță și o prefer pe aceea pentru că mai am în plus acolo și beneficiile date de propolis și de efectul său antimicrobian. Bineînțeles că avem nevoie să fim frumoși, frumoase în vacanță și atunci este bine să avem pentru un plus de hidratare, pentru un plus de aspect wow, urgent, aloe biocelulos mascul. Da, mergem pe munte sau suntem la plajă sau așa, avem nevoie și de un pic de relaxare, avem nevoie și de a combate cumva febra musculară. Aloe Heat Lotion este foarte bună și pentru efectul său deci efectul său calmant, relaxant, antidureros. De asemenea, când pleci cu copilul mic e foarte bine, că la mic întotdeauna mai face și un pic de subfebrilitate și accelerează foarte bine sângele și conferă senzația de bine. Pe picioare obosite, atenție, mergi în vacanță, te duci, vizitezi o grămadă de lucruri, de muzee, atunci ai nevoie că te ajută foarte mult și eu pe acesta îl prefer. Poți să optezi și pentru aloe MSM gel ca să te ajute pentru efectele sale antiinflamatorii și antialgice. Și de asemenea mi-ar face plăcere să găsesc comentariile dumneavoastră pe care îl preferați. Eu, de exemplu, prefer aloe Heat Lotion. Deci ce să conțină bagajul tău în vacanță? Păi, tot ce poate fi bun pentru sănătatea ta rapid și să folosești numărul de pliculețe de cât ai nevoie și pune unu-două pliculețe în plus ca să poți să faci un pic de prospectare, oferind celor din jurul tău un pic de energie suplimentară. Nu uita de cele care te ajută să te branduiești, șapcuța cu aloie, nu uita de cutia în care să spui măcar minimum de suplimente obișnuite pe care le iei. Aici vorbim poate de un daily, de un Vitolife woman sau men, poate vorbim de sigur trebuie să vorbim de Arctic Sea, deci ia-le în cutiuța, mini cutiuța. Nu uita de produsele de îngrijire pe care să le iei din propria ta afacere, pentru calitatea lor foarte bună și pentru că ele ajung să te plătească la un anumit moment. Și să nu uităm că avem nevoie de protecție solară, avem nevoie de frumusețe, avem nevoie de îngrijire specială și că de asemenea le putem lua din bagajul de vacanță. Și dacă puteți, luați-mă și pe mine în bagajul de vacanță, unde
în telefon, atunci când stați pe plajă este cel mai bun moment cu căștile în urechi să mai asculți un seminar, de asemenea să mai vizualizezi un prânz de lifestyle care să te ajute să-ți îmbunătățești cunoștințele de produse. Așa că vă sunt recunoscătoare și vă mulțumesc dacă mă luați și pe mine în bagajul de vacanță. Numai bine vă doresc! Acum o să începem secțiunea de întrebări cu rugămintea ca în momentul în care scrieți întrebarea să o scrieți într-o singură frază, în chat, într-o singură noțiune, deci nu împărțită, în care să-mi scrieți vârstă, înălțime, greutate, sexul persoanei pe care vă doriți să o ajutăm, pentru că într-un anumit fel gândesc pentru bărbați, într-un anumit fel pentru femei, într-un anumit fel pentru adult, într-un anumit fel pentru copii. Deci este perfect dacă îmi scrieți toate informațiile într-o singură frază.